avut. Avem în derulare, la nivel de FEA, un program pentru elevii de liceu, se numește Timișoara Creativă, în cadrul căruia anul acesta, mă rog, în ediția din acest an, în ultimele luni organizasem cursuri de antreprenoriat prin licee și acum eram în faza în care elevii din licee, fiind vreo, au fost vreo 400 în total care au participat la cursuri, 200 aproximativ au intrat în competiție, o competiție de planuri de afaceri. Își elaborează planurile de afaceri și urmau să își posteze prezentări pe o platformă de crowdfunding să încerce să obțină sprijin din partea cum ar veni comunității. Ținând cont de situația în care suntem, am încercat să schimbăm puțin direcția. Ne-am zis că ar fi nepotrivit să mai încercăm să adunăm bani pentru proiecte școlare și am vrea să facem altceva. Am vorbit la Spitalul lui Surcan, Spitalul de Copii, să vedem cam ce nevoi, ce probleme au. În esență, clar, au nevoie de aparate de ventilat, au nevoie de tot felul de aparate de diagnosticare. Și ne-am gândit că am putea să adunăm. Noi avem o platformă de crowdfunding pe care de vreo 2 ani de zile am folosit-o pentru antreprenorii pe care îi finanțăm. Adunând fiecare câte 1.000, 2.000 de euro, cred că v-am și arătat-o, v-am și postat link-ul pe grup. Am vrea să derulăm o campanie de crowdfunding pe platformă, în ideea de a aduna poate vreo 20-30 de mii de euro pentru spitalul de copii, deocamdată. Să nu stăm, ce să zic, stăm închiși în casă, ținem cursuri, dar să contribuim până la urmă cu ceva, cu ce putem, la ce se întâmplă în jur. Am vorbit la televiziune cu cineva de la TVR să facă filmarea și să facă editarea filmului și mai departe, sigur că să ne ocupăm, să creăm campania și să ne ocupăm. Oare mă sprijiniți puțin în demersul ăsta, în sensul de, pe de o parte, să distribuiți mai departe link-ul pe Facebook, să încercăm să ajungem la cât mai mulți oameni, dar mai ales cu idei în faza aceasta? Ce credeți? Sigur că da. Logica era aceea că, eu știu, dacă am reușit să obținem donații de ceva de ordinul a 5 euro, m-am gândit că 5 euro n-ar fi mult de persoană. Și așa că, dacă am ajunge la câteva mii de persoane, am putea să adunăm, nu cred că ar fi nerealist să adunăm 10, 15, 20 de mii de euro sau ceva de acest ordin. Din nou, am mai derulat campanii în anii trecuți pentru beneficiarii noștri, dar sigur că efortul n-a fost așa de mare acolo și oricum ținta erau niște afaceri mici. Acum vorbim de totuși bani pentru spital și din nou, mă gândeam că în felul ăsta găsim. Eu nu știu cum sunteți voi, dar cel puțin mie mi se pare, nu știu, cumva dificil să stăm închiși în casă, să nu facem nimic. Unele lucruri le putem face și online și de ar fi păcat să nu facem ce putem, mă gândeam. Ați văzut că pe IT s-a lucrat, dezvoltă împreună cu colegii de la medicină, dezvoltă un ventilator făcut la imprimantă în 3D. Colegii de la medicină îl testează, din câte știu acum, pe porci. Au acolo la Pius Brânzeu, lângă pizzeria Celentano, un centru de teste de intervenții pe animale în scopul testării și vor face lucrul ăsta. Și cred că și noi putem face ceva, să nu stăm doar izolați. Acum, voi aveți toți Facebook, mă gândeam că cel puțin cu distribuirea linkului către postarea pe platformă, poate că ar putea fiecare. Și fiecare, mă gândesc, că are câteva sute prieteni, poate reușim așa încet, încet să adunăm ceva. Ar fi ok, credeți? Da. Ok. Bun, pe eu lucrez săptămâna să facem filmarea și să setăm campania, mă gândesc că va dura, că sunt și meci de la spital și de la televiziune până filmăm, să facem un clip de un minut sau poate reușim să facem două, trei clipuri, ca să fie mai relevant. Bun, să trecem atunci la problemele noastre. Cursul miercuri l-ați făcut și a fost pe tema eficienței gestiunii resurselor. Noi am făcut săptămâna trecută echilibrul financiar și ar trebui atunci să continuăm cu analiza gestiunii resurselor. Ați mai avut contact cu tema aceasta, sigur, la gestiune financiară? Din câte presupun, ați făcut un capitol pe tema gestiunii stocurilor și un al doilea capitol pe tema
gestiunii creanțelor. Și cred că ați avut și un capitol distinct pe tema gestiunii necesarului de fond rulment, cumva care îmbina gestiunea stocurilor creanțelor și datoriilor pe termen scurt de exploatare. Zic bine? Ați făcut așa? La gestiune financiară. Se pare că nu. Eu cu gestiunea stocurilor mi-aduc aminte ceva, dar de restul nu mai mi-aduc aminte, nu știu cum să zic. Vă aduc aminte. Ok. Păi sigur ați vorbit, că doar ați tu să-mi spuneți de tehnica just in time, sigur că acolo ați vorbit de ea, nu? Sigur. Bun. În o clipă vă rog frumos să vă postez bilanțul pe grup, că îmi cer scuze, n-am apucat. Între timp, dacă interveniți voi poate cu niște întrebări, ar fi grozav ca să nu pierdem timpul. Încerc să vă postez bilanțul. Ați rămas cu neclarități de la curs de vreun fel? E ceva ce vreți să întrebați înainte să începem? Ați reușit să stați izolați în casă, părinții la fel? Cum sunteți în sensul ăsta? Cum treceți prin perioada aceasta? Ok. V-am postat pe grupul de Facebook fișierul Word, în care, ca de obicei, aveți un bilanț financiar cu cerințele specifice. Mă rog, de analiza eficienței gestiunii resurselor, folosind indicatorii dedicați. Și acum vă afișez un Excel imediat. Da, cred că ar trebui să-l aveți în față. Să-mi confirmați-mă, vă rog frumos, ca să nu vorbesc. Da, se vede. Se vede. În fișierul Excel am pus, ca și de zilele trecute, am pus informațiile din bilanțul financiar pe care l-am postat pe grup. Prin urmare, avem un bilanț financiar cu două perioade, anul 1 și anul 2, și sub el găsiți cifra de afaceri. Vă reamintesc că avem nevoie de cifra de afaceri pentru a calcula indicatorii de tip viteze de rotație, și anume număr de rotații, respectiv durata în zile a unei rotații. Cerințele din aplicație care sunt? Aceleași ca și până acum. Prima cerință este aceea de a calcula indicatorii relevanți pentru analiza eficienței gestiunii resurselor. A doua cerință este aceea de a stabili abaterile. Până aici facem doar calcule. A treia cerință este aceea de a evalua static situația întreprinderii. Static, adică pe fiecare an, pe baza valorii fiecărui indicator. Anul 1 vedem asta, anul 2 descriem poza pe care o vedem prin intermediul indicatorilor pentru anul 2. Cerința a patra este de abia acum, aceea de a analiza dinamica, ce se întâmplă de la un an la altul, care sunt fenomenele și care sunt cauzele lor, iar cerința a cincea este cea de a oferi soluții de optimizare pentru viitor, viitorul fiind anul 3. Presupun că dacă facem analiza post factum, noi suntem undeva la început de an 3, dacă avem datele pe anul 2. Prin urmare, am propune soluții pentru, să spunem, a doua parte a anului 3, așa încât la final de an 3 să ajungem la o situație optimizată.
Sunt pașii pe care am încercat să-i standardizez, așa m-am rupt cumva rezolvarea aplicațiilor și la celelalte criterii. Înseamnă că la primele două cerințe facem doar calcule. La cerința 1 calculăm indicatorii, la cerința 2 stabilim abaterile, fie folosind indici de creștere, fie folosind variații absolute. Și nu uităm să facem astfel de calcule de indici și pentru elementele de bilanț sau de cont de profit și pierdere, care marchează valorile indicatorilor. Ne vor ajuta acești indici în a explica dinamica indicatorilor și pe această cale în a explica fenomenele care stau în spate. De-abia la cerința a treia începem să facem analiza propriu-zisă. Și cerința a treia este cea mai importantă. Analizăm, evaluăm efectiv situația întreprinderii în fiecare an în baza valorii unui indicator. Și nu uitați, la 3 nu comparăm anul 1 cu anul 2. Evaluăm situația pe fiecare an, pur și simplu. Puteți să-mi spuneți voi la ce se referă, acum dacă intrăm în problematică. La ce se referă această eficiență a gestiunii resurselor? Despre ce e vorba? Despre ce resurse, în primul rând? Haideți, vă rog frumos, să încercăm puțin să intrăm în normalitate, să discutăm. Resursele financiare, cel mai probabil? Resursele financiare. Ok. Deci, de fapt, ne interesează că eu când aș spune resurse, m-aș gândi la active. De asta, la acest criteriu, i-aș spune mai degrabă analiza eficienței surselor de finanțare. Adică, cred că la asta te referi când ai spus, Adriana, resurselor financiare. Surselor de finanțare. Da. Cât de eficient folosim pasivele? Mergând pe aceeași idee pe care noi mereu am avut-o în vedere. Nu e un scop în sine să deținem surse de finanțare, adică să deținem datorii față de furnizori, care sunt, vă povesteam eu, poate 30% sau și mai mult din total pasiv. Nu e un scop să deținem credite bancare, nu e un scop pentru noi ca întreprindere nici măcar să atragem capital social de la asociația acționari. Nu e un scop în sine. Avem nevoie însă de ele pentru a finanța active, adică pentru a putea deține active terenuri, clădiri, utilaje, instalații, mobilier, calculatoare, software, materie primă, producție în curs de execuție, creanțe, față de clienți, bani lichizi. Nici acesta nu e un scop în sine să deținem astfel de active ca să ne uităm la ele sau să ne lăudăm că le avem cuiva. În niciun caz. Dar avem nevoie de ele pentru a putea asigura continuitatea activității de exploatare. Și nici asta nu e un scop în sine să desfășurăm o anumită activitate doar pentru a avea dimineața unde să mergem de acasă. Dar e nevoie să derulăm o astfel de activitate pentru a genera venituri. Și e nevoie să generăm venituri pentru a putea, într-un final, la nivelul unei perioade, că facem analiza pe lună sau pe săptămână sau pe an, la final de perioadă am vrea să rămânem cu un surplus, nu? Cu profit. Și dacă asta ar fi, să spunem, cât de cât ținta finală, din păcate, pentru a o atinge, avem nevoie de pasive, mergând înapoi pe acest șir logic. Deci, din nou, nu e un scop în sine să deținem surse de finanțare, dar ele sunt necesare pentru a obține profit, mergând pe aceste derigi. E, când gestionăm eficient, prin urmare, pasivele, surse de finanțare? Pentru a răspunde la întrebare, obligatoriu trebuie să ne raportăm la efectele pe care le obținem cu ele. Iar dacă efectele dorite sunt de natura profitului, pentru a evalua eficiența utilizării surselor de finanțare, ne-am putea gândi că are sens să le comparăm cu profitul pe care îl generăm. Nu facem asta. Facem asta atunci când vorbim de rentabilitate. În analiza eficienței ne raportăm la o altă verigă, la aceea în care derulăm activitatea. Câtă activitate reușim să susținem cu sursele de finanțare disponibile? Cât mai multă, cu cât mai multă, cu atât mai eficient suntem. Sau invers, un anumit volum de activitate, cum să facem să-l susținem cu cât mai puține surse de finanțare? Undeva între acești parametri definim eficiența gestiunii surselor de finanțare. Și pentru a o cuantifica mai exact, folosim ceea ce ați numit viteza de rotație, care la rândul ei se exprimă în două moduri, prin numărul de rotații sau prin durata în zile a unei rotații. Putem să o judecăm pentru întregul pasiv sau pentru întregul activ, matematic ar fi același lucru, că e aceeași mărime,
sau pentru anumite componente bilanțiere, de activ sau de pasiv, ducând până la urmă analiza în eficiența gestiunii pasivului. Pentru că pot vorbi despre rotația stocurilor, dar până la urmă asta înseamnă cât de repede rotesc pasivele care stau blocate sub formă de stocuri. Înțelegeți unde vreau să ajung? Putem folosi, prin urmare, numărul de rotații pentru a evalua viteza de rotație sau durata unei rotații. Deci, din nou, viteza de rotație a unui element bilanțier se evaluează prin intermediul numărului de rotații sau duratei în zile a unei rotații. Modul de calcul este, în esență, simplu. Dacă vreau, de exemplu, pentru activul total să calculez numărul de rotații prin cifra de afaceri într-un an de zile, ce fac? Cifra de afaceri pe activ total. E important să definesc perioada pe care fac analiza. De obicei o fac la nivelul unui an. Și atunci știu că iau cifra de afaceri pe acel an, dacă vorbesc de anul 2018, iau din contul de profit și pierdere cifra de afaceri aferent anului 2018 și o raportez la activul cu care am generat acea cifră de afaceri. Simplificat, aproape întotdeauna vom considera că este vorba de activul de la final de an. Prin urmare, din situațiile financiare pe 2018, iau, după cum urmează, din contul de profit și pierdere iau cifra de afaceri, care este ce? Expresia veniturilor din vânzări aferente activității de bază, cumulate pe parcursul anului 2018. Și iau din bilanț activul total, e adevărat, este activul de la final de an, dar fac presupunerea că pe parcursul anului am funcționat un activ de valoare aproximativă aceasta. Adică, aproximativ în orice moment al anului, dacă făceam o poză sau construiam un bilanț, aveam un activ de, din nou, aproximativ această valoare. E o presupunere care nu e clar 100% adevărată, dar sperăm să fim cât de cât aproape de adevăr. Dacă însă mi-aș propune, și nu se întâmplă prea des în practică, dar teoretic aș putea, dacă mi-aș propune să fac analiza eficienței pe luna decembrie sau luna iulie, nu contează care, ar trebui să fiu atent să folosesc cifra de afaceri doar pe acea lună, aș raporta-o inevitabil la activul total cu care am lucrat în acea lună, dar ar trebui mai departe să am grijă cu ce mă compar. Adică să n-aștept să am două rotații pe lună, pe o lună, când mi se pare normal să am două rotații pe an. Înțelegeți? Deci atenție la acest aspect. Durata în zile unei rotații o calculez cum? Raportez activul total la cifra de afaceri ori durata perioadei în care am generat acea cifră de afaceri. Dacă e un an, destul de frecvent se folosește 360 de zile. Normal 365, dar din motive de rotunjire, de simplificare, frecvent se folosește 360, pe ideea simplificată a 12 luni ori 30 de zile pe lună. Indiferent că folosim 360 sau 365, rezultatele vor fi foarte asemănătoare. Diferența de 5 zile nu va avea un impact substanțial în ceea ce obținem ca și rezultate. Ok. Acestea fiind spuse, vreau să subliniez. La curs ați folosit mulți indicatori, ați vorbit despre eficiența gestiunii activului total, activuri imunizate, stocuri, creanțe, active circulante în general, în pasiv ați vorbit despre capitalurile proprii, datoriile față de furnizori. În mod special, însă, pentru partea practică, m-ar interesa eficiența gestiunii stocurilor, a creanțelor față de clienți și a datoriilor față de furnizori, pentru că aceste elemente sunt marcante pentru necesarul de fond de rulment. Cu cât mai eficient gestionez stocurile și creanțele, cu atât la un volum dat de activitate, voi putea lucra cu stocuri și creanțe mai mici, adică cu mai puțin capital din pasiv blocat sub formă de stocuri și creanțe. Adică nevoia de finanțare ciclică de care am vorbit săptămâna trecută ar fi mai mică. Sursele de finanțare pe care trebuie să le mobilizez pentru a putea derula ciclul de exploatare sunt mai puține. Dacă, pe de altă parte, reușesc să cresc durata de rotație a datoriilor față de furnizori,
crește soldul mediu al datoriei față de furnizori, crește sursa de finanțare ciclică, partea ei de bază cel puțin. Și pe aceste direcții îmi scade necesarul de fond de rulment. Prin urmare, asta acumulat cu ce vă povesteam acum o săptămână, că sunt foarte multe firme care se blochează din motive legate de aceste aspecte, dacă reușesc să eficientizez gestiunea la nivel de ciclu de exploatare, voi obține efecte pozitive importante în fluxurile de numerar. Pe astea aș pune prin urmare accent în partea practică. Dar vom folosi în total 5. Vom lua în total 5 viteze de rotație, și anume cea a activului total, cea a activului imobilizat, după care mai departe vorbim de stocuri, creanțe față de clienți, datorii față de furnizori. Ca parte practică, pe ele aș vrea să pun accent și în special pe cele trei care marchează NFR-ul. Astea fiind spuse, haideți să ne apucăm. Repet, aveți aici datele inițiale. Prima cerință este aceea de a calcula indicatorii relevanți pentru analiza gestiunii, eficienței gestiunii resurselor. Asta am făcut aici, la punctul numărul 1, am făcut niște calcule, vreau să ne uităm peste ele împreună. Care ar fi indicatorii de interes? Vă trec undeva, haideți să văd, aici, da? Pentru activul total, ne interesează viteza de rotație și pentru a o calcula avem cele două forme. Număr de rotații sau durata în zile unei rotații. Măresc puțin. Eu am scris deja câteva lucruri în Excel. Deci, eficiența gestiunii activului total sau la nivel de activ total se măsoară prin viteza de rotație a activului total. Mai exact, compar valoarea activului total cu cifra de afaceri pe care o susțin cu acest activ total. Aș vrea ca cu un activ total dat de 100 unități monetare, cum aveți aici, să susțin într-un an de zile generarea cât mai multe cifre de afaceri. Iertați-mă. În toată lumea, cifra de afaceri este utilizată ca un indicator ce exprimă foarte bine volumul de activitate. Evident că prin ea înțelegeți, și voi vă percepeți foarte bine la contabilitate, înțelegeți o expresie în bani a valorii vânzărilor, aferente acțiunii de bază, că nu intră aici vânzări de active imobilizate proprii. Pe parcursul, în acest caz, anului 2019. Dar aceste vânzări au în spate, evident, că activitățile de producție, de comercializare, de prestare de servicii, de execuție de lucrări, ce facem de la caz la caz, care la rândul lor au în spate personal, active imobilizate, achiziții de materie primă, de servicii. Și de asta cifra de afaceri este tratată drept un indicator foarte bun pentru volumul de activitate. Când ne punem problema cât de mare este o întreprindere, la ce ne uităm? La cifra de afacere, care este o expresie bună a volumului de activitate pe an, la numărul de angajați și la activul total, eventual la activele imobilizate, care ne creează o imagine vis-a-vis de resursele pe care firma le are. Bun. Eficiența gestiunii activului, viteza de rotație a activului, o pot evalua prin numărul de rotații și spuneam că se calculează ca raport între cifra de afaceri pe un an și activul total pe care presupun că l-am folosit pe parcursul anului, ia valoare de la final de an. În acest caz, ce am făcut în acest exemplu? Cifra de afaceri de 180 de unități monetare generată într-un an de zile cu un activ de 100 unități monetare. Deci, am avut câte rotații ale activului prin cifra de afaceri, asta ar fi exprimare. 1,8 rotații. Cât a fost în medie durata unei rotații a activului prin cifra de afaceri? Activ total pe cifra de afaceri ori 365, și aveți aici formula, acest calcul făcut,
200, aproximativ 3, 3 zile pentru o rotație. Deci aș spune în aceste condiții că activul s-a rotit prin cifra de afaceri de 1,8 ori într-un an de zile, respectiv că durata medie a unei rotații a fost de 200, aproximativ 3 zile. Vedeți, prin urmare, că dacă cunoaștem un indicator, dacă știm numărul de rotații, automat putem calcula durata în zile a unei rotații. Prin urmare, cei doi indicatori ne pot da cam aceeași informație. Însă, când vorbim despre eficiența gestiunii activului total, sau dacă îmi permiteți, a pasivului total care se investește, se blochează sub formă de active, cred că numărul de rotații ar fi mai recomandat, mai ușor de utilizat. În sensul că interpretarea pe bază lui ar fi parcă mai facilă. Dacă spun că activul se rotește de 1,8 ori prin cifra de afaceri într-un an de zile, prin asta ce înțeleg? La prima vedere sună ciudat și nu înțeleg nimic. Dar aș putea să interpretez acest indicator ca pe unul de randament. În felul următor. Într-un an de zile, cu fiecare leu activ total, generez în medie 1,8 lei cifră de afaceri. Are sens acum. Sau dacă vreți, cu fiecare leu pasiv total investit în active, generez 1,8 lei cifră de afaceri. Evident, cu cât reușesc ca prin fiecare leu pasiv sau activ, cum vreți să vedeți, să generez într-un an de zile mai mulți lei cifră de afaceri, adică să susțin un volum mai mare de activitate care se ascunde în spatele cifrei de afaceri, oameni care lucrează utilaje, vânzări, achiziții, cu atât folosesc mai eficient pasivele. Înțelegeți? Pe când dacă aș spune că se rotește activul prin cifra de afaceri în 203 zile, cum aș interpreta asta? Se rotește activul în 203 zile prin cifra de afaceri. Interpretarea e puțin mai dificilă. Pentru că activul nu se recuperează integral prin cifra de afaceri în 200 zile. Avem acolo active imobilizate. Avem stocuri care poate se recuperează, poate nu. Ok? Vă rog frumos să-mi puneți întrebări dacă e neclar. De ce am luat activul total și am mers așa pe general? Vom intra și pe componente, însă începem de la nivel global. Îmi pun problema eficienței gestiunii activului total sau a pasivului total. Noi, în pasiv, am acumulat poate, ce știu eu, 200.000 de lei, surse de finanțare. Credite bancare, leasing-uri, datorii față de furnizori. Le folosesc eficient, generez cu ele suficient de multă cifră de afaceri. Și acum pot merge pe component să văd fiecare componentă a activului cât de eficient e folosită. Și automat eficiența gestiunii fiecarei componente marchează eficiența per ansamblu. Înțelegeți? În acest sens, rup activul total pe bucăți și vorbim, uitați aici, de eficiența gestiunii activelor imobilizate, care la rândul ei se evaluează prin viteza de rotație a activului imobilizat, care se exprimă la rândul ei ca număr de rotații sau prin durata în zile a unei rotații. Aceeași metodologie de calcul. Număr de rotații ale activului imobilizat, cifră de afaceri obținută într-un an de zile cu acel activ imobilizat, pe valoarea activului imobilizat. În exemplul de mai sus, teoretic, rezultă 4 rotații pe an. Se rotesc de 4 ori activele imobilizate prin cifra de afaceri. La prima vedere nu sună nici cum. Dar dacă interpretez de felul într-un an de zile, cu fiecare leu activ imobilizat, generez în medie 4 lei cifră de afaceri, sau cu fiecare leu capital din pasiv investit în active imobilizate, prin exploatarea activelor imobilizate, generez 4 lei cifră de afaceri, cumva are mai mult sens, dă mai mult sens aceste interpretări în materie de eficiență. Și e clar că sunt mai eficient când cu un leu
capital blocat în imobilizări, generez cât mai mulți lei cifră de afaceri. Folosesc mai din plin acel capital. Durata în zile unei rotații, pe aceeași logică, activ umilizat pe cifră de afaceri 365, parcă e puțin mai greu de interpretat, deși informațiile sunt pe normă aceleași. Rotesc în 91 de zile, în medie, activul imobilizat prin cifra de afaceri. Ce ar însemna asta? Că se recuperează în 91 de zile? Nu pot spune asta, pentru că el mulți ani de zile e utilizat și în mai mulți ani se recuperează. Deci, în practică, aș folosi mai puțin durata de rotație când vorbesc de activul total și de activele imobilizate și aș prefera să folosesc numărul de rotații. Pe când pentru elementele circulante, mă refer la stocuri și creanțe, dar și în pasive datorii pe termen scurt, cele față de furnizori în particular, aș folosi mai degrabă durata unei rotații. Prin urmare, eficiența gestiunii stocurilor sau a capitalului care stă blocat sub formă de stocuri, de materie primă, producție în curs de execuție, produse finite, la fel teoretic se poate măsura prin număr de rotații sau durata în zile unei rotații și pot să spun că, da, stocurile se rotesc prin cifra de afaceri de 12 ori într-un an de zile, dar aș prefera să mă exprim sub forma duratei. Se rotesc stocurile prin cifra de afaceri în 3 de zile în medie. Ce înseamnă asta? Durata calculată în acest mod va fi o aproximare a perioadei pentru care capitalul din pasiv stă sub formă de stocuri. Când începe această perioadă? În momentul în care cumpăr stoc de materie primă. Cu capital din pasiv, cumpăr materie primă. Și acum, dacă reveniți la gestiune financiară, la discuțiile cu privire la ciclul de exploatare, vă rog să vă amintiți că ciclul de exploatare, prin definiție, începe în momentul în care cumpăr materia primă. Și se gata în momentul în care încasez contravaloarea produsului finit, sau ce o fi, serviciului sau lucrării. Este practic durata pentru care capitalul din pasiv stă blocat sub formă de stocuri sau creanțe, adică stă blocat în exploatare. Cu cât stă blocat mai puțin, cu atât mai bine. Îl investesc, forțesc cuvântul, îl investesc, că de obicei îl folosesc doar pentru active imobilizate, îl investesc în exploatare, repede îl recuperez și îl reinvestesc, iar îl recuperez, iar îl investesc. Dacă ciclul este foarte scurt, pot să-l reiau de multe ori într-un an de zile. Și atunci, cu capital puțin, dar reinvestit de multe ori, generez efecte mari, susțin un volum mare de activitate. Din potrivă, cu cât rotesc mai încet stocurile și creanțele, cu atât am nevoie de capital mai mult, pentru că la un moment dat va fi mult capital blocat sub formă de stocuri. Revin atunci. Ciclul de exploatare, dacă începe când cumpăr materia primă, cu ce se continuă? O durată de stocare a materiei prime, care se gata cu darea ei în producție. Apare apoi durata de rotație a stocului de producție în curs de execuție, care automat cuprinde perioada în care produc fabric, cu diverse faze, trec prin diverse operațiuni, presupun. Se gata cu obținerea produsului finit. Se continuă cu durata de rotație a stocurilor de produse finite, perioada în care produsele finite stau sub formă de sau stau în depozit. Aceste durate cumulate, sigur, la ele se adaugă perioada de stocare, poate ambalajelor, produselor reziduale, mărfuri, dacă firma are mărfuri. Dar aceste durate cumulate definesc durata de rotație a stocurilor. Adică o încercare de a aproxima perioada medie în care capitalul din pasiv stă blocat sub formă de stocuri. Și care aș vrea să fie cât mai mică această perioadă. Pe de altă parte, să fie foarte mică, cu cât e mai mică, știți voi foarte bine, crește riscul de ruptură de stoc și creează practic riscul de a intra într-un blocaj, de a nu putea asigura continuitatea activității de exploatare. Plus, sunt alți factori pe care nu îi reiau, i-ați tot discutat la gestiune financiară și am reluat oricum noi pe la analiza echilibrului financiar, care ne încurajează să avem stocuri mai mari sau mai mici, durate mai mari sau durate mai mici. Ideea este că durata de rotație a stocurilor este o aproximare, subliniez, o aproximare a acelui segment care începe când cumpăr materia primă și se gata în momentul în care vând produsul finit. Da? Deci,
este o aproximare a perioadei pentru care capitalul din pasiv stă blocat sub formă de stocuri de diverse tipuri. O aproximare. Durata de rotație a creanțelor față de clienți este o aproximare a perioadei pentru care capitalul din pasiv stă blocat sub formă de creanțe față de clienți. Adică a cui, de fapt? Este o aproximare a termenului de încasare. Adică este o aproximare a duratei creditului comercial pe care îl acordăm clienților sau creditului client. Suma duratei de rotație a stocurilor și a duratei de rotație a creanțelor, suma celor două durate, este o aproximare a duratei ciclului de exploatare, adică a perioadei în care surse de finanțare din pasiv stau sub formă de stocuri sau creanțe, la nivel de ciclu de exploatare. Datoriile față de furnizori. Durata lor de rotație este o aproximare a creditului furnizor, a termenului în care plătim datorii față de furnizori, a perioadei pentru care dispunem în medie de datoriile față de furnizori ca surs de finanțare. Perioada care ne dorim aici să fie cât mai mare. Suntem mai eficienți când e mai mare. Bun, acestea fiind spuse, ați văzut modul în care indicatorii se calculează. Eu i-am calculat în Excel aici, uitați, și vă dau ca și în dățile trecute fișierul Excel, nu e nicio filozofie. Am făcut efectiv cifra de afaceri din anul 1 pe activ total la nivelul anului 1. Același lucru pe anul 2. La fel pentru numărul de rotații pentru celelalte elemente. Pentru active mânzate, cifra de afaceri pe active imobilizate. Cifra de afaceri pe stocuri, pe creanțe față de client sau pe datorii față de furnizori. Iar durata în zilea unei rotații am făcut pur și simplu elementul de bilanț, în acest caz activul total, pe cifra de afaceri, ori 365. Nici o filozofie. Dacă sunt întrebări legate de calcul, vă rog frumos să interveniți. Sunt neclarități? Nu. Mă gândesc că n-ar avea de ce să fie. Aveți formulele în curs, v-am trecut formulele și aici în Excel și mai ales aveți formulele de calcul efectiv în celulele din Excel, în care am preluat din foaia de calcul date. Da? Din bilanț am luat în primul caz activul total și sub bilanț am avut cifra de afaceri. Deci am făcut cifra de afaceri pe activ total, da? 360.000 orice supra 138.000, 2,59. Asta aveți efectiv calculat aici, aveți formulele și în celulele din Excel, dacă e necesar. Modul de calcul cred că e foarte simplu. Recomandarea ar fi totuși să calculați și voi acasă un picuț, să vă obișnuiți, ca nu la examen să intrați în panică că nu știți ce de unde luați. Nu mai vorbesc, aveți formulele de calcul și în materialul pentru seminar pe care vi l-am pus de la început la dispoziție. Aveți acolo și analiza gestiunii resurselor. Eficiență gestiunii resurselor. La cerința a doua, de stabilit abaterile. În primul rând, am calculat indicii de creștere pentru indicatorii noștri. Pentru numărul de rotații. Automat am făcut valoare din anul 2 pe cea din anul 1. La fel la ceilalți, cu exprimare procentuală. Desigur, un indice egal cu 100% arată o stagnare, nu ar însemna că valoarea din anul 2 ar fi egală cu cea din anul 1, adică stă pe loc. Un indice mai mare de 100% ar însemna că valoarea indicatorului crește, că valoarea din anul 2 ar fi mai mare decât cea din anul 1, deci am observat o oarecare tendință ascendentă. Un indice mai mic de 100% ar reflecta o scădere, valoarea din anul 2 mai mică decât cea din anul 1. Și indicele ne-ar da cumva și o măsură relativă a acestei modificări. Cum ne-am dorit să crească numărul de rotații pentru elementele de activ? Ne-am dorit să crească. O creștere a eficienței gestiunii activului s-ar transpune în asta, într-o creștere a numărului de rotații. Adică asta însemna ce? Că în dinamică, cu un leu activ,
generăm în medie mai mulți lei cifră de afaceri. Asta ne-am dorit. Din păcate, observați la prima vedere că numărul de rotații ale activului total scade, nu are un indice mai mic de 100%. Deci scade eficiența gestiunii activului total. În dinamică, adică de la un an la altul, tindem ca cu un leu activ să generăm mai puțin lei cifră de afaceri. Cu un leu pasiv, prin investiri în active și exploatarea activelor, tindem să generăm mai puțin lei cifră de afaceri. Asta ar părea să fie dinamica. Nu știu deocamdată de ce. Am calculat în acest sens și indici de creștere pentru elementele de bilanț. Activ total, acumulate stocuri, creanțe, datorii față de furnizori. Și desigur, indicele cifrei de afaceri. Cifra de afaceri este un indicator de rezultat, da? În toată analiza noastră. Urmează analiza statică. Încercăm pentru fiecare an să evaluăm situația întreprinderii. Din ce perspectivă? Din perspectiva eficienței gestiunii surselor de finanțare, folosind valorile indicatorilor. Fiecare valoare ar trebui să ne creeze în minte o poză pe care o descriem în această fază. Ce poză ne creează în minte această valoare? 2,59. Ar trebui să scriem în raport. La nivelul anului 1, activul total se rotește prin cifra de afaceri de 2,59 ori. Ok. Am scris. Probabil că cineva care nu lucrează în domeniu nu va înțelege mai lucruri din asta. Cum adică se rotește? Mergem mai departe și explicăm. Asta înseamnă că, în medie, pe parcursul anului, cu fiecare leu activ total, generăm 2,59 lei cifra de afaceri. Dacă considerăm, putem să explicăm și ce înseamnă activul sau cifra de afaceri. Depinde cui ne adresăm. Sunt toate șansele să nu știe. Putem să explicăm și mai departe că, în medie, cu fiecare leu pasiv sau sursă de finanțare, prin investire în active și prin exploatarea activelor, generăm 2,59 lei cifra de afaceri. Ok, astea fiind spuse, e bine sau nu e bine? Este eficient utilizat pasivul sau nu? Avem nevoie de niște standarde. La nivel de întreprindere, dacă analiza o facem în întreprindere și acest criteriu are sens la nivel de întreprindere. Vă povesteam că analiza bunității, de exemplu, e mai de interes pentru cineva din exterior. Nu că n-ar fi interesată firma dacă va putea sau nu să plătească, dar ea are informații mai valabile, mai utile, mai detaliate. Analiza gestiunii are sens și pentru întreprindere și pentru interior. Și s-ar putea atunci să am niște repere. Poate că la început de an 2019 am avut un plan. Grozav ar fi să fie avut, de ce să n-am. Un plan financiar în care, printre altele, mi-am propus o anumită alocare de surse de finanțare sub formă de resurse, sub formă de active și un mod de a le gestiona. Și din această planificare mi-a rezultat, printre altele, și un anumit număr de rotații ale activului, ca expresia eficienței cu care îmi planific eu să lucrez. Acum, la final de an, ar avea tot sensul din lume să compar eficiența efectiv generată cu ceea ce am planificat. Sper că, din acest punct de vedere, sunteți de acord. Problema, în practică, va fi pentru multe firme că nu și-au făcut un plan la început de an și, prin urmare, nu vor avea cu ce să compare. Așa că la final de an, când faceți analiza, trageți concluzia că a fost 2,59 rotații, mă refer la eficiența gestiunii activului, dar neavând cu ce compara, nu puteți spune dacă e bine sau nu. Știți? Dacă de la început de an aveați un obiectiv, vrem să obținem măcar 2,5 rotații, 2,59 ne-am atins obiectivul și am fost chiar un pic mai eficienți. Ar fi bine. Dar dacă n-am avut un obiectiv, cu ce să compar? Cum să zic că e bine dacă nu aveam nicio așteptare? Și atunci pot merge la un nivel mai superficial. Ok, nu m-am gândit eu ce ar fi bine pentru mine. Dar hai să vedem ce e bine pentru alții. Aș putea să calculez o medie pe sector. Nu avem în permanență date statistice. Avem toate datele de la firmele de prin cel puțin regiunea de vest. Chiar acum discutam azi dimineață cu
o companie care ne furnizează datele să ne le actualizăm până în prezent, până, mă rog, în 2019, că acum se depun bilanțurile. Deci, putem să zicem, avea acces la date pe sector. Producem noi, nu știu ce, pioneze sau vindem calculatoare sau indiferent ce facem, executăm lucrări de construcții, montaj. Putem să vedem care au fost duratele de rotații sau, mă rog, eficiența medie a gestiunii activului pe sectorul nostru, pe toată România, pe Timișoara, pe indiferent în ce localitate ne aflăm. Putem să obținem astfel de informații contra cost sau putem să facem o statistică. Intrăm pe site-ul Ministerului de Finanțe și luăm datele de la un anumit număr de firme, ce știu eu, 50 de firme din domeniul nostru de activitate. De unde știm care sunt? E destul de simplu. Dacă dați în Google Caen 1, 2, 3, 4 Timișoara, veți găsi o listă cu toate firmele din Timișoara cu acest cod Caen. Să zicem că ar fi 200. Să spunem că intru în site-ul Ministerului de Finanțe și îmi descarc manual valoarea activului total pentru fiecare din aceste firme și acele de afaceri. Pot. Mi-ar lua probabil că în jur de 30 de secunde pentru fiecare firmă. Am făcut asta. Am descarcat manual, am copiat valori pentru mii de firme în trecut. Deci nu ar fi problemă. În câteva ore aș putea să fac asta. Dar și dacă nu iau pentru toate. Iau doar pentru 50, ca să fac o aproximare. Pot. Deci nu e nici de cum imposibil să-mi fac eu ca firmă o statistică pe sectorul meu. Și m-aș raporta la media pe sector. E o variantă. Nu e la fel de bine cu plan, dacă, cu un plan mai exact pe care puteam să-l am. Dar e ceva. În medie, concurenții mei sunt cam la acest nivel. Vreau să subliniez un lucru. E o diferență între medie și optim. O diferență mare. Și presupun că eu nu voi vrea să fiu la nivel mediu, ci voi vrea să fiu bine. Mediu nu înseamnă neapărat bine. Ar putea însemna bine, nu zic că nu. Adică am putea avea, nu știu, rău, bine și foarte bine, să zicem. Și să se întâmple ca mediu să fie bine sau binișor. Dar nu prea e așa. În medie firmele nu sunt foarte performante. Deci mă pot raporta la medie, dar să nu mă las păcălit și să cred că dacă sunt la nivelul mediu, sunt ok. Media în general este sub ok. Este cam proastă. De ce spun asta? Pentru că vă spuneam că mai mult de jumătate din firme de obicei înregistrează pierderi. Deci dacă în medie firmele înregistrează pierderi, nu cred că vreau să fiu acolo. Dar e un prag pe care vreau să-l depășesc. M-ar interesa să știu că în medie rotația activului pe sectorul meu, care înseamnă poate că vânzări de gogoși, rotația activului e de, nu știu, 4 rotații pe an. Așa se știu asta. Și dacă voi avea 4 rotații, voi trage concluzia că nu-i prea bine. Dar e un prag pe care știu că vreau să-l depășesc. Vreau să fiu mai bine decât media. Înțelegeți? Ar fi grozav dacă aș ști care e nivelul care, statistic vorbind, e optim. Și se fac astfel de analize pentru a stabili optimele pe sectoare. O fac institutele de cercetare, universitățile sau poate companii mai mari, mai rar. E, și noi facem asta în permanență. La nivel de total economie se consideră că 2 rotații pe an, pentru activul total mă refer, deja de la 2 rotații pe an în sus vorbim despre eficiență ridicată în gestiunea activului. Subliniez însă că dacă ar fi să intrăm pe sectoare, ar exista diferențe pe sectoare. Și se pot face statistici pe sectoare cu nivele de optim. Bun. Noi în ce ne privește, adică voi mă refer la pentru examen, vă puteți raporta la acest nivel de minim 2 rotații pe an pentru activul total. Și punctați în felul următor. Dacă avem 2 sau mai mult de 2 rotații pe an ale activului, apreciați că eficiența gestiunii activului este una ridicată. Între 1,4 și 2 rotații eficiență medie, sub 1,4 eficiență scăzută. Hai să ne rezumăm la o grilă de genul acesta. În cazul nostru, pentru primul an,
am spune atunci că eficiența gestiunii activului este una ridicată. Mă opresc și vă rog frumos să puneți întrebări. Sunteți acolo? Da. Da, suntem aici. Aș vrea un pic de interacțiune. Haideți că nu vă mănâncă doar nimeni. Hai să vă aud și pe voi, să nu vorbesc tot de unul singur. Nici nu e curs și am nevoie să am un feedback să văd, ați înțeles, n-ați înțeles. Sunt alte aspecte pe care eu poate nu le-am prevăzut, alte puncte de vedere. Cât de mult ar impacta rata calculată active mai vechi comparativ cu active mai noi? Mijloace fixe, în principiu. Detaliază puțin. Cât de mult ar impacta rata activele? Nu înțeleg la ce te referi. Detaliază-mă un pic. Adică dacă rata ar putea ea să fie influențată de vechimea activelor, asta vrei să spui? Da, exact, da. În sensul că te gândești că poate mai vechi fiind activele nu sunt reflectate la valoarea lor de actuală? Sau că sunt uzate? La care dintre variante te gândești? Că nu ar putea fi reflectate la valoarea Aha. reală. Ok, corect. E o întrebare foarte bună, cred. Dacă situația este cea ca la carte, atunci noi, când am construit bilanțul financiar, am adus activele la valorul actual de piață. Vă amintiți? Posteam că ar fi ideal să facem o reevaluare. Și atunci, impactul ar exista. Că am avea active la valoarea de piață. Dacă n-am făcut această reevaluare, s-ar putea să avem, spre exemplu, mai ales între activele imobilizate, că ele rămân pe teren mai îndelungat, mai ales între ele, s-ar putea să avem unele care, ce știu eu, iar exemplu unui teren, poate l-am cumpărat acum 10 ani de zile, la o valoare și de 10 ani sunt cazuri. Se spune că valoarea de piață a crescut, dar noi nu l-am reevaluat. Posibil să fi și scăzut, poate l-am cumpărat acum 10, poate l-am cumpărat în 2008, când încă nu era, abia începea criza în România, la un preț foarte mare și după criza din până în 2012-2013 prețurile au scăzut. Și poate chiar acum el valora mai puțin decât valoarea la care el făcut în bilanț din 2007-2008. Posibil. Dar cel mai frecvent ne așteptăm ca prețurile să crească. Prin urmare, poate l-am cumpărat în 2014 la un preț mai mic. De atunci prețurile au crescut, dar noi le avem reflectat la valoarea la care l-am cumpărat în 2014. Ăsta ar fi poate că scenariul cel mai așteptat. Și atunci, nouă ne rezultă că avem un număr de rotații mare, nu? Că valoarea activului este mică, pe baza unor elemente cum ar fi acel teren, care este subevaluat, dar de fapt dacă l-am aduce la valoare de piață, valorului crescând, numărul de rotații ar scădea. Automat așa ar impacta existența unor active mai vechi, nereevaluate. Ce să spun? Putem spera că nu există un impact semnificativ în condițiile în care, pe de o parte, cum spuneam, activele imobilizate sunt cele care rămân în firmă mult timp. Deci la ele ar avea sens să ne așteptăm la diferențe de valoare. Pe de altă parte, terenurile, clădirile, tot la 3 ani, cumva sunt reevaluat de către întreprinderi, că le presează autoritățile din perspectiva fiscală. Dacă nu reevaluezi un imobil la 3 ani, crește coa de impozitare. Și ca să nu se întâmple asta, firmele le reevaluează. Și atunci, pe aceste considerente, pot să sper că activele imobilizate sunt cât de cât la valoarea lor de piața actuală, utilajele, chiar dacă nu sunt presați să le revaluezi din perspectiva fiscală, ce să spun, măcar prin amortizare, scopul amortizării ar fi și ăsta, nu, de a le menține la valoarea lor actuală, cumva de a cuantifica deprecierea lor. Deci pot să sper că procesul de amortizare cât de cât aproximează pierderea de valoare în piață. Deci s-ar putea, adică aș putea spera că valoarea lor la cost istoric, ajustată prin amortizare, prin reevaluări atunci când e cazul, e apropiat de cea de piață. Pot să sper.
Sigur, uneori s-ar putea să fie diferențe semnificative și ele afectează, cum v-am spus. Dacă valoarea de piață actuală e de fapt mai mare semnificativ decât cea din bilanț, normal că numărul de rotații calculat ca cifră de afaceri pe valoare din bilanț va prea să fie mai mare. Și va fi mai mare decât cel al unei firme concurente la care activele sunt exprimate la valoare de piață. Adică eu generez aceeași cifră de afaceri ca și ei, aparent cu un activ mai mic. Dar activul meu nu e mai mic, e de fapt la fel, numai că e subevaluat. Așa ar impacta. Alte întrebări, vă rog. Îmi puteți comenta voi pentru anul 2? Sintetic? Activul se rotește prin cifra de afaceri de 1,71 ori. Da? Sau prezintă 1,71 rotații pe an prin cifra de afaceri. Reprezintă un nivel mediu. Da, corect. Dacă ne raportăm la cerilă, vorbim despre o eficiență medie în gestiunea activelor sau, aș merge mai departe, în gestiunea pasivelor, cum spuneam mai devreme. Pasivele pe care le țin blocate în activ. Da. Pot la fel de bine, cum vă spuneam, să explic ce citește că în medie cu fiecare leu activ generez într-un an, prin exploatarea activului, 1,71 lei cifră de afaceri. Sau cu fiecare leu pasiv generez 1,71 lei cifră de afaceri. Prin investirea pasivelor în active și prin exploatarea activelor. Bun. Activele imobilizate. Pot pune problema acum a descompunerii indicatorului acesta. Cât de eficient am folosit din cadrul activului activele imobilizate? Se pare că cu fiecare, în anul 1, cu fiecare leu activ imobilizat, am generat în medie 4 lei cifre de afaceri. În anul 2, 3 lei. E mult sau e puțin? Iarăși în curs veți găsi că, într-o grilă mai generală, se consideră că avem nevoie de măcar 4 rotații pe an ale activelor imobilizate prin cifra de afaceri pentru a vorbi de o eficiență ridicată în gestiunea lor. Condiție pe care o îndeplinim în anul 1 și pe care nu o îndeplinim în anul 2. La stocuri. Pot să folosesc numărul de rotații, să spun că stocurile se rotesc de 36 de ori prin cifra de afaceri. Dar mi-e mai greu să procesez. Aș prefera să spun că se rotesc prin cifra de afaceri în medie în 10 zile. Că știu că durata asta este o aproximare a acelui segment de când cumpăr materia primă până când vând produsul finit. La nivelul anului 1, capitalul a rămas blocat sub formă de stocuri în diverse forme în medie timp de 10 zile. În medie a durat 10 zile din momentul achiziționării materiei prime până în momentul vânzării produsului finit. Din momentul preluării formei de stocuri de către capital până în momentul în care capitalul părăsește forma de stocuri, stoc de produs finit în acest caz, și ia forma probabil de creanță aici mai departe. Au durat 10 zile. Durata aceasta e prea lungă sau prea scurtă? Din perspectiva eficienței gestiunii capitalului, să fie cât mai scurtă. Că la o durată foarte scurtă, am nevoie de puțin capital. La o extremă, dacă durata ar fi zero, automat aș lucra cu stocuri egale cu zero. Ceva ce ar ține așa de domeniul fantasticului, de tehnica just in time, care sigur că nici ea nu va putea să asigure în permanență stocuri chiar egale cu zero. Dar tinde către asta. Dacă durata de rotație crește la aceeași cifră de afaceri, înseamnă că lucrez cu stocuri mai mari. Discuția am mai avut-o și de a trecută și nu știu, să vă rog să-mi spuneți dacă e nevoie să intru în detalii. Ați înțeles de ce? Că de fapt, noi folosim valoarea stocurilor pentru a calcula durata de rotație, dar relația este inversă. Durata de rotație este marcantă pentru mărimea stocurilor. Viteza de rotație a stocurilor este marcantă pentru mărimea lor. Cu cât le rotesc mai repede, cu atât voi lucra cu stocuri mai mici la un moment dat.
Deci cu cât numărul de rotații al stocului este mai mare, respectiv durata este mai mică, cu atât la un moment dat voi lucra cu stocuri mai mici, deci cu mai puțin capital din pasiv blocat sub formă de stocuri. 10 zile, o fi mult, o fi puțin. Repet, aș vrea să fie cât mai puțin, ca să am nevoie de cât mai puțin capital. Pe de altă parte, cu cât durata e mai mică, o să cresc riscurile de ruptură de stoc. În afară de asta, probabil cresc costurile de achiziție. Vă amintiți la gestiune financiară, cumpărând mai mult la un moment dat, pe o durată mai lungă, probabil obțin niște economii, niște reduceri. Și la prețul la care cumpăr, dar poate în mod special la serviciile asociate, gen la transport. Eu pot să cumpăr materie primă, gen făină pentru gogoși în fiecare zi sau în fiecare oră, ca să nu țin făină pe stoc, ignorând că mai trebuie să o și las la maturat. Dar cum ar fi să mă duc în fiecare zi sau de mai multe ori pe zi să cumpăr câteva kilograme de făină? Alternativa în care cumpăr odată 10 tone care mă ajung poate o lună sau două luni, ar face economii la transport. Și cu carburantul, dar și cu timpul oamenilor care se ocupă de transport, salarii, mai multe. Sau dacă folosesc un transportator, efectiv factura pe care mi-o taie și pe care o plătesc. Dar ar însemna atunci să cumpăr mult, să îmi asum că țin în medie pe stoc mai mult timp. Bineînțeles, am nevoie de un spațiu mai mare de stocare, om care păzește depozitul, condiții de stocare, de temperatură, umiditate. Deci apar niște costuri cu stocarea. Nu mai intru mai mult în detalii decât dacă îmi puneți voi întrebări, că discuția aceasta s-a avut la gestiune financiară și am reluat-o și noi ora trecută la echilibrul financiar. Ating doar subiectele și voi îmi puneți întrebări dacă sunt neclarități. Prin urmare, 10 zile e prea mult, e prea puțin sau e numai bine? Ce ar însemna să fie prea mult? Ar însemna să țin prea mult capitalul blocat în stocul mai mult decât trebuie. Ce ar însemna să fie prea puțin? Să mă asum riscuri mari de ruptură de stoc în special. Plus celelalte lucruri pe care le-am pomenit. Cât ar fi numai bine? Dacă nu știu cât e perfect, analiza își pierde substanța. De unde aș putea să știu? La ce îmi pot raporta? Ar fi bine să văd tehnic în întreprindere. Cât ar trebui să dureze segmentul acesta? V-am dat un felul de exemple din diverse afaceri. V-am dat un exemplu, firmă care producea roșii. Durata de rotație a stocului când începea? Când cumpăra sămânța. Prin ce etape trec? Cumpăr sămânța, o țin poate pe stoc o zi, două, cinci, zece, că nu o voi cumpăra exact în ziua în care pun răsadurile. Că o cumpăr de la furnizori specializați, de poate în altă parte, în altă țară. Deci, cumpăr sămânța, începe ciclul de exploatare. În activ se formează stocul. În pasiv, ce s-a întâmplat? Capital din pasiv a fost alocat pentru a forma stocul de sămânță din activ. Deci e momentul în care am alocat capital, am blocat capital în sămânță. Și stă capitalul blocat în sămânță poate 5 zile. Se gata perioada de stocare a materiei prime în depozit, respectiv de blocarea capitalului din pasiv, ce o fi el, capital social, datorii față de furnizori, credite bancare, etc. Perioada de stocare a acestui capital, de blocarea acestui capital în sămânță. Cu ce se gata perioada? Cu luarea seminței de către oamenii care lucrează acolo în seră și punerii lor într-un spațiu limitat pentru a crește răsadul. Într-un spațiu limitat în dată seara ca să nu încălzesc întreaga seră. Într-un spațiu de câteva de metri pătrați, poate, pun semințele și acel spațiu îl izolez, îl încălzesc, îl ud, îl tratez poate cu tot felul de soluții, fertilizatori. Două săptămâni, răsadurile cresc. Deja vorbim, dacă vreți, de producție în curs de execuție. Acum capitalul din pasiv se află sub formă de răsaduri, care cresc. Și în această creștere, în valoarea lor se adaugă. Gândiți-vă la conta de gestiune, la conta managerială. Oamenii care le îngrijesc, curentul electric pentru pompe, fertilizanți, lemn poate pentru încălzire.
În aceste două săptămâni în care răsadurile cresc, consumăm resurse. Aceste resurse, în calculația de cost, se încorporează în valoarea producției în curs de execuție. Deci crește stocul în activul bilanțier și crește capitalul blocat în stoc de producție în curs de execuție. La finalul celor două săptămâni. Vin acum oamenii și iau fiecare fir, fiecare răsad și îl pun în seră, la cât o fi 30 de metri distanță. În ce se află capitalul? Tot în producție în curs de execuție, dar acum deja, mă rog, sunt firele, răsadurile plantate în seră, în întreaga seră. Durează deci mai departe încă vreo 3 luni, perioada în care încălzim seara, deci consumăm lemn, ca să încălzim seara, se consumă lemnul, apare cheltuiala cu lemnul, ca și material consumabil, 601, dar în calculația de cost încorporez această cheltuială în costul roșiei. Că n-am consumat lemnul că am făcut foc afară și am prăjit mici angajați. L-am consumat productiv. Consumul de lemn se transpune într-o valoare. A contribuit la producerea roșiei. De-aia, în calculația de cost, cheltuiala cu lemnul se transpune în cost cu lemnul. Dacă foloseam, furam lemnul și îl duceam acasă sau îl foloseam ca să prăjesc mici în curte, cum am spus, cheltuiala se putea înregistra în conta financiară, dar în cont de gestiune nu s-ar fi transpus într-un cost, că n-avea o finalitate, nu se regăsea în produs finit. Dar alături de lemn consum tot felul de consum apă sau curent electric cu care pompez apa, consum personal, dacă pot să spun așa, nu apar cheltuielile cu salariile brute și contribuțiile aferente pentru oamenii care se ocupă și altele. Tot felul de utilaje, apare amortizarea lor și într-un final ajung să culeg roșiile și le-am pus în depozitul frigo. Sunt produse finite. Stoc de roșii, da? Care deja a acumulat capital mai mult și mai mult și mai mult pe măsură ce am încorporat în valoarea acestui stoc salarii, contribuții, impozii pe teren, amortizarea serei, a instalațiilor de fertilizare, de încălzire, a depozitelor. Și am ajuns la, ce știu eu, 1,50 lei cost pe kilogram de roșie. Vreau mai departe să vând roșia cu 5 lei kilogram sau eu știu cu cât. Fac vânzarea, dispare stocul de produs finit. E momentul în care se gată, după vreo 3 luni și jumătate de la cumpărarea materiei prime, de la punctul în care am blocat capital sub formă de stoc, materie primă, sămânță, îmi cer scuze. În momentul în care vând roșiile, dispare stocul. Capitalul nu mai este sub formă de stoc. Dar stocul este înlocuit de creanța față de, ce știu, hipermarketul către care am vândut. Acum capitalul din pasiv se află sub formă de creanță. Dar, din nou, durata de rotație a stocului, așa cum o calculez, este o încercare de a aproxima aceste perioade pe care eu acum le-am pomenit. Tehnic, ele ar trebui să dureze 3 luni jumate. Când am planificat activități de acest gen pentru sere, am lucrat cu ingineri agronomi, specialiști în chestia asta, într-un astfel de ciclu de producție. Și am pus pe hârtie fiecare etapă. E, post factum, dacă vreau să fac o analiză, păi m-aș raporta cu durata de rotație la 3 luni jumate sau undeva către 4 luni. Că dacă ar ieși o durată de rotație de 2 săptămâni, ar fi ceva ciudat. Nu? Dacă ar ieși de 5-6 luni, deja iarăși ar fi ciudat. M-aș aștepta să fie undeva în jur de 4 luni, ținând cont de duratele tehnice, că aici nu prea ai multe de făcut. Poți să ții sămânța mai mult pe stoc. Roșiile nu prea poți să ții mai mult pe stoc, că se strică destul de repede, chiar în depozitul frigo. Iar evoluția producției, hai să zic, poate fi amânată dacă n-am grijă, nu o gestionez cum trebuie. Și atunci o lungire a duratei ar fi posibilă tehnic și explicația ar fi aceea că n-am îngrijit în mod optim roșiile și că a durat mai mult până când s-au copt. E, dacă am un astfel de reper tehnic la care să mă raportez, ar fi grozav. Dacă nu îl am, că nu știu ce fac, teoretic firma știind ce face, știe cam care ar fi duratele determinate tehnic. Știe că își planifică să țină materia primă în medie 5 zile sau 10 zile pe stoc, ca să asigure continuitatea, ca să evite ruptura de stoc,
dacă și ca să optimizeze procesul de aprovizionare. Dacă tehnic procesul de producție durează 2 săptămâni și în medie lucrăm pe comandă, vând într-o zi, două după ce a terminat, livrează, poți să calculezi care ar fi durata normală de rotație a stocului. Făcând post-factum analiza și văzând că durata a fost mai mare, e un semn că au fost întârzieri. De ce au fost întârzieri? Au lucrat oamenii mai încet și s-au lungit procesul de producție? Sau utilajele? Sau a fost materia primă de proastă calitate? Și de aia s-au lungit procesul de producție? Sau am ținut mai mult materia primă pe stoc? Din erori? Când m-am socotit bine? Sau am probleme cu furnizorii și, neavând încredere că vor livra la timp, am preferat să lucrez cu stocuri mai mari? Și de aici văd ce măsuri de corecție pot propune pentru viitor. Cert este că cu cât durata este mai lungă de stocare, cu atât se acumulează la un volum dat de activitate mai mult capital. Gândiți-vă că eu am în paralel de obicei mai multe cicluri, nu? Am început să produc un lot de mobilier azi. Peste 3 zile încep altul și altul. Dacă fiecare ciclu durează mult timp, voi avea multe cicluri în paralel și automat din fiecare multe stocuri, mult capital blocat în stocuri. Da. Durata în zilea rotației creanțelor față de clienți. În cazul nostru, toate creanțele erau față de clienți. Este o încercare de a aproxima termenul de încasare de la clienți, adică durata creditului comercial acordat. 25 de zile. La ce mă raportez? La prima vedere, lumea zice 30 de zile e normal. Ok, în lipsa altor informații. Dar dacă ar fi un butic la colț de stradă pe care l-am tot pomenit în seminarele trecute, ce creanțe față de clienți? Ar fi ciudat. Ar fi normal să fie zero. Deci ar trebui să ne raportăm la practica din sector și evident, dacă analiza e făcută de firmă din interior, la negocierile contractuale ale firmei cu clienți. Firma știe cât negociază cu ce negociază cu clienții. O depășire semnificativă a duratelor contractuale nu atrage atenția spre unei gestiuni proaste a contractului cu clienți. Poate nu îi selectez bine, sunt mulți care nu au la timp sau deloc. Poate oamenii care se ocupă de relația cu ei nu sunt suficient de performanți, nu reușesc să impună plata la termen. Poate instrumentele pe care le folosesc, gen grete la ordin, poate nu sunt cele care trebuie, nu-și fac efectul. Poate avem nevoie de un departament juridic mai puternic care să se ocupe de recuperarea creanțelor sau un parteneriat cu o firmă de recuperare a creanțelor. Da. În ultimă instanță ajungem la durata de rotație a turilor față de furnizori. Ne-am dorit să fie cât mai mare, ea fiind o aproximare a duratei creditului comercial pe care ni-l acordă furnizorii. Ne-am dorit să fie cât mai mare. 30 de zile, aparent, e standard. Da, de văzut însă pe domeniul nostru, dacă nu putem negocia mai mult. Întrebări, vă rog frumos, vis-a-vis de analiza statică. Ce se întâmplă în dinamică? Numărul de rotații ale activului scade. Cine arată asta? O scădere a eficienței gestiunii activului total sau, dacă doriți, a eficienței gestiunii pasivului total. În dinamică, cu fiecare leu activ, ajungem să generăm mai puțin de cifre de afaceri. De ce se întâmplă asta? Și ne uităm pe componente. Pentru că scade eficiența activelor imobilizate. Nu? Numărul de rotații are un indice de 75% mai mic de 100%. De ce în dinamică cu fiecare leu active imobilizate generăm mai puțin lei cifră de afaceri? Poate
dacă ne întoarcem la bilanț, am făcut ceva investiții noi în emozele corporale. Poate că au fost făcute, nu că poate, că sigur au fost făcute în parcursul anului 2, dar poate că nu au ajuns încă să fie puse în funcțiune decât poate pe final de an 2. Și nu au ajuns încă să genereze cifra de afaceri. În anul 3 va fi mai mare cifra de afaceri și se va regla. Dacă asta este explicația, e, eu zic, perfect normal. Sau, chiar dacă poate am făcut investițiile la început de an 2, mă refer la diferența de cât e aici, 7800. Poate că am făcut investițiile la început de an 2. Țineți cont inclusiv că teoretic se pierde valoare din cele din anul 1. Le-am făcut poate la început de an 2 și ele au funcționat, au fost folosite în exploatare parcursul anului 2, dar scopul acestor investiții nu a fost acela de a crește cifra de afaceri. Poate au fost investiții care au avut ca scop, nu știu, să internalizăm niște operațiuni. Vindem la fel de mult, dar o anumită operațiune nu mai fac terții, o facem noi. Prin urmare, generăm mai multă valoare adăugată, crește rata valorii adăugate. Adică din aceeași cifră de afaceri, valoarea adăugată a noastră e mai mare și, în ultimă instanță, profitul va fi mai mare. Posibil, și dacă asta e explicația, ar putea fi acceptabil. Poate au fost investiții în utilaje noi pentru operațiuni pe care le avem, le derulam deja noi, dar utilaje care ne permit acum să lucrăm cu costuri mai mici, consum mai mici de curent electric sau de personal, în sensul că nevoie de angajați și cheltuieli mai mici automat de personal sau de materie primă. Și în cazul ăsta, impactul s-ar vedea în profitul generat, deși nu crește cifra de afaceri. Nu producem mai mult, dar producem cu costuri mai mici. Profitul e mai mare. Dacă sunt astfel de explicații, ar fi ok. Dacă însă explicația este am făcut investiții pentru creșterea capacității, ceea ce se întâmplă probabil de cea mai multe ori, dar n-au crescut vânzările pentru că, hopa, ne-am trezit că nu avem cerere din partea pieței, ar fi nepotrivit. Sau, situația iarăși foarte comună de care v-am povestit data trecută, am făcut investiții, am investit cam tot capitalul pe care l-aveam disponibil în active imobilizate, ne-am crescut capacitatea de producție, avem și cerere din partea pieței, dar nu mai avem capital cu care să formăm stocuri și creanțe. Adică nu putem să finanțăm necesarul de fondament mai mare la un volum mai mare de activitate pe care l-ar putea susține activele imobilizate mai mari și cererea mai mare. Dar nu putem să susținem acest volum, adică nu putem valorifica nici cererea, nici capacitatea de producție mai mare, pentru că nu avem cu ce să finanțăm stocurile și creanțele mai mari pe care le impune un volum mai mare de activitate. Ok. Iertați-mă. Durata de rotație a stocurilor se dublează. Asta ar trebui să atragă atenția. Se dublează durata. Adică scade la jumătate eficiența gestiunii stocurilor. Capitalul în anul 2 rămâne de două ori mai mult timp blocat sub formă de stocuri. Poate se întâmplă pentru că are loc o creștere a duratei ciclului de producție. Poate că ne-am integrat în amonte. În sensul că până acum, producând mobilier, cumpăram cherestia uscată. De acum ne-am cumpărat un uscător și cumpărăm cherestia, eu știu, relativ verde. O uscăm noi, numai că durează câteva săptămâni. Dar reducem costurile, pentru că materia primă ce pe care o cumpărăm e mai ieftină. Deci ne asumăm noi o bucată mai mare din valoarea adăugată de pe linia industrială respectivă. Creștem, poate și controlăm calitatea produsului finit, termenul de execuție. Deci pot fi astfel de efecte, care nu se văd neapărat în cifra de afaceri. Dar dacă durata a crescut pentru că pur și simplu durează mai mult
să executăm aceeași operațiuni din cauza oamenilor că sunt mai prost pregătiți sau mai prost motivați, sau din cauza utilajelor că sunt uzate, atunci situația e mai nefavorabilă. Poate din cauza materiei prime, care acum e de mai proastă calitate. Poate relația proastă cu furnizorii, care ne obligă să stocăm pe mai mult timp ca să evităm discontinuitățile în producție, să spun, datorită discontinuităților în aprovizionare. Poate relația cu clienții s-a schimbat și trebuie să ținem mai mult produse vinte pe stoc, că nu mai avem aceeași procent de producție contractată dinainte, ca să o putem vinde cum o terminăm. Sau pur și simplu am trecut de la producția voastră pe comandă, în care livram cum terminam, la producție de serie, pe stoc și cu vânzare de pe stoc. De văzut. Durata de rotație a creanțelor față de clienți. Mai mult decât că se dublează. În medie, în anul 1, clienții plătesc în 25 de zile, în anul 2, în 61 de zile. Ce se întâmplă? Acordăm noi de bunăvoie credite comerciale atât de lungi? Dacă am face, de ce am face? Ca să convingem mai mulți clienți să cumpere. Se întâmplă asta? Nu. Cifra de afaceri scade, nici măcar nu rămâne pe loc. Atunci poate o facem ca să nu pierdem clienți. Or fi apărut noi concurenți pe piață, ofer tot felul de facilități. Am fost obligați și noi să permitem clienților să achite după 2 luni, numai să nu îi pierdem. Posibil, puțin probabil, la cât de mare e diferența, mai mult decât dublu. Și mai probabil într-o astfel de situație, dacă o întâlniți în practică, sunt clienți, o parte dintre ei, care nu achită la timp, poate unul sau doi mai importanți, și care trag în jos durata medie calculată în acest mod. Datoriile față de furnizori. Plăteam în primul an, în medie, la 30 de zile, în anul 2, la 10 zile în medie. Ce se întâmplă? Probabil avem unii furnizori care acum ne impun plata pe loc și de asta scade durata medie. De ce se întâmplă asta? Probabil pentru că n-am plătit la timp și firma are deja probleme serioase. Ce măsuri de corecție pot propune pentru anul 3? Ce aș vrea să fac? Evident, să cresc numărul de rotații ale activului. Deci aș vrea să reduc durata de rotație a stocurilor și creanțelor, dar cât să nu intru în ruptură de stoc sau cât să nu pierd clienții. Prin urmare, voi încerca, presupun, să le ofer clienților ceva în schimb. Discounturile fiind direcția clasică. Plătiți mai repede, aveți discount. Aș vrea să rotesc mai repede activele imobilizate. Cum? Primul lucru, eliminând activele inactive. S-ar putea să am printre ele terenuri, clădiri, utilaje, care nu contribuie la generarea de cifre de afaceri. Sau învechit, poate. Și am un utilaj încă, dar nu-l mai folosesc. Am unul mai nou pe care îl folosesc. Ce fac? Faptul că am acel utilaj vechi, nu-l mai folosesc, înseamnă ce? Că am capital din pasiv blocat în el, care nu se mai recuperează. Rapid l-am vândut. Să recuperez în formează capital, ca să-l pot returna sau să-l pot reinvesti în ceva care generează cifra de afaceri și într-un final profit. Ok, întrebări vă rog frumos dacă aveți, că îmi expiră timpul, văd că și trebuie să încep seminarul următor. Vă rog. Putem spune că în toate cazurile, dacă avem un grad de lichiditate mare, că avem o gestiune eficientă a resurselor? Nu, poate dimpotrivă. Un grad de lichiditate mare înseamnă ce? Bani lichizi mulți, creanțe poate mari, poate stocuri mari, nu? Ar însemna o lichiditate curentă mare. Dimpotrivă, putem spune mai degrabă opusul, că eficiența gestiunii pasivelor este proastă. Este situația aceea în care țin pasivul într-o foarte mare măsură în bani lichizi. Am lichiditate mare, dar banii lichizi nu generează cifre de afaceri, nu mă așez de acolo. Înțelegeți? Creanțe mari înseamnă ce? Probabil durată lentă de rotația lor. Nu probabil, sigur. Deci mai degrabă opusul putem spune. Lichiditate mare, eficiență scăzută. Bogdan, mă înțelegi?
Da, am înțeles. Mulțumesc, perfect, da. Ok. Bun, vă mulțumesc. Mă bazez atunci că sunteți cu mine și facem împreună chestia asta. Încercăm să contribuim și noi cu ceva. Nu știu, să nu stăm. Suntem economiști, suntem intelectuali, nu trebuie să stăm pe dușă. Facem și noi ceva, să ajutăm cu ce putem. Pregătesc acea campanie, sper, pe la mijlocul săptămânii, în cea mai bună variantă. Să am filmul, să am prezentarea, să am ofertă de la furnizor pentru ce vor ei să cumpere. Le punem pe platforma de crowdfunding și după aceea îi dăm drumul, încercăm să promovăm. Ok. Bun, mulțumesc foarte mult. Ne vedem atunci săna viitoare. Săna viitoare e vacanță? Nici nu știu. Cum e? Da, e vacanță. Ok, dar păstrăm legătura. Sigur. Bine atunci. Da, mulțumesc atunci. La revedere! Mulțumim și noi. La revedere! La revedere! La revedere!